Vladimir Putin îi va preda puterea câteva zile lui Nicolae Patrușev, fost șef al Serviciului de Securitate al Rusiei, continuatorul KGB-ului. Putin ar urma să fie operat de cancer, a afirmat o sursă de la Kremlin. Putin îl va numi așadar în locul său pe Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului Rus de Securitate și fost șef al Serviciului Federal de Securitate. El ar urma să coordoneze atacurile în Ucraina cât timp Putin va fi operat. Patrușev are 70 de ani și este considerat un arhitect cheie al strategiei de război și omul care l-a convins pe Putin că neonaziștii au pătruns în aparatul de stat al Ucrainei. Încă nu se știe când va ajunge președintele rus pe masa de operație, dar e puțin probabil să fie înainte de 9 mai, când a anunțat că va avea loc o mare paradă militară în Piața Roșie. Generalul a anunțat că Putin are cancer de stomac și Parkinson în urmă cu 18 luni. Se pare că a amânat operația, care nu va avea loc înainte de ziua victoriei, pe 9 mai.